Salutare și bine v-am găsit din nou pe acest canal. Eu sunt Cosmin și în clipul de astăzi vom face o pornire la drujbă Husqvarna și la drujbă China, da? Până una alta, nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați un like, un share sau ce doriți voi, da? Dacă vă place ceea ce fac pe canal. Haideți să pornim drujba China 3800. Da. Pentru pornire puteți adopta poziția la sol sau între picioare, da? Eu voi folosi poziția la sol pentru că este mai sigur. Înainte de pornire, nu uitați să cuplați frâna de lamp. Da? Amorsați carburatorul. Punem contactul pe poziția on aici, da? După care trecem la demarul și tragem la demarul. Ca să nu stricați demarorul cât mai repede, nu lăsați așa dintr-o dată, da? Sau nu, să nu-l suciți după mână. Bun. După ce trageți 10-15 cm, ca să cupleze demarorul, puteți să trageți pentru pornire. Da? Dacă faceți pornirea la rece, nu uitați de șoc, dacă este la cald, nu mai folosiți șocul, da? În cazul de față, nu folosiți șocul. Da, hai să mai facem încă o pornire. Acum trecem la pornirea drujbei Husqvarna, da? În cazul de față este acest model. Dăm apărătoarea de la jos, da? Și trecem la pașii de pornire. Pentru a porni acest model aveți și pe carcasa filtrului de aer câțiva pași, da? 1, 2, 3, 4, 5 pași pentru a porni. În primul rând, dacă nu ați amorsat carburatorul, trebuie să amorsați carburatorul. Dacă sunteți la pornirea la rece și drujba a stat cu benzina mai mult în rezervor, agitați puțin rezervor, da? Ca să amestecăm uleiul cu benzina cât posibil de bine, pentru că în timp uleiul se decantează. După care amorsați pompița, da? Avem aici trepător combinat, tragem de acest albastru, da? Pentru a pune șocul pentru pornirea la rece, da? Este pornire combinată, șoc și contact, da? Înainte de pornire, nu uitați să cuplați frâna de lanț. Da, poziția de pornire este cea la sol, pentru că este cea mai sigură. Da? Tragem de butonul albastru pentru a cupla șocul și contactul. Da? După care tragem la demaro, după cum v-am mai spus, până simțiți că cuplează, după care trageți pentru pornire. Da? După ce a dat un semn de pornire, împingem șocul, după care tragem din nou la demarul, da? Am tras din nou șocul, pentru că pornește mai greu, da? Apăsați de clapeta de accelerare pentru a decupla de tot șocul, da?
După care lăsăm motorul să se încălzească circa un minut, da, dacă este motorul rece. După ce am încălzit motorul, putem să suflăm frâna de lanț, după care putem să ne apucăm de lucru sau să facem accelerat. Da? Asta a fost pentru acest clip de astăzi. Ce să zic, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc spor în toate, numai bine și în continuare vă las să auziți cum sună aceste două motorașe de la China și Husqvarna, da? Câteva secunde.